Vama Acincea, ale nevirii. Astfel vorbind, am ajuns la altă vamă, ce se cheamă ale nevirii, unde se cercetează toate zilele și ceasurile petrecute în zadar și se opresc cei ce mănâncă osteneli străine, iar ei nu vor să lucreze, precum și cei care sunt plătiți și după datorie nu lucrează. Se mai cercetează acolo și cei ce nu se îngrijesc de lauda lui Dumnezeu, se lenevesc în zilele de praznic și duminicile să meargă în biserică la utrenie, la dumnezeiasca liturghie și la celelalte slujbe ale lui Dumnezeu. Trândăvia și neîngrijirea se cercetează acolo și fiecare mirian ori duhovnic cu deamănuntul se întreabă de lenevire și de nepurtare de grijă pentru sufletul său. De aceea, mulți de acolo se duc în prăpastea iadului. Acolo și eu, fiind mult întrebată, nu mi-ar fi fost cu putință să mă eliberez de datoriile păcatului aceluia, e nu ar fi împlinit neajungerea mea dăruirea cuviosului Vasile, prin care, răscumpărându-mă, m-am izbăvit cu darul lui Hristos. Vama a șasea, a furtului. Urcându-ne de acolo tot mai sus în văzduh, am ajuns la vama furtului. Vame și dragi, ai acelei văm, încearcă acolo cu deamănuntul sufletele despre felurite păcate ale mituirilor, răpirilor și înșelătoriilor, pe ascuns sau pe față. La vama aceea se face foarte mare cercetare sufletelor ce trepe acolo, de au furat oameni, fecioare, femei, copii, dobitoace, păsări, bani, lucruri, haine, alimente, etc. De au înșelat pe alții cu ceva, deși au însușit avere străină cu jurăminte false, mincinoase și cu viclenii, sau de au găsit ceva și n-au dat înapoi, ori au împrumutat bani, haine, etc. și nu le-au dat înapoi celui ce le-a făcut bine cu ele. Sau, cu diferite viclenii și ponegriri, au despuiat de pace și de cinste pe aproapele, îndurerându-l până la sacrificiu și, în sfârșit, orice furtișag se cercetează acolo cu multă asprime și amănunțire. La această vamă, deși ne-am împiedicat puțin, am trecut nedând mult acolo, pentru că nu s-a găsit în mine furtișaguri, afară de care se făcuseră în copilăria mea foarte puține, și acelea, din necunoștință și nepricepere, am trecut fără să dăm mult. Vama a șaptea, a iubirii de arginți. Trecând prin văzduh, am tot mers în sus și am ajuns la vama avariției, a iubirii de argint sau a zgârceniei. Acolo era mai multă negură și ceață decât la celelalte vămi prin care trecuserăm. Precum socotesc, acele duhuri rele și își formează înnegurarea aceea din adâncul pământului, din care își fac locuințele în înălțime unde șed și cercetează pe iubitorii de argint, pe zgârciți și pe mâncătorii sângelui aproapelui lor. Însă, milostivul Dumnezeu, acoperindu-mă în viața mea, nu m-am îngrijit de multă avere, nici n-am fost iubitoare de argint și de agonisit multe averi. Eu în viață mă îndestulam cu cele pe care mi le trimitea Domnul, mulțumindu-mă. Deci, nu eram lacomă sau avară, ba încă din cele ce aveam, împărțeam cu o sârdie și cu bucurie săracilor și lipsiților de cele de trebuință. Pentru aceasta, am trecut ușor și repede prin această vamă.
Vama a opta. Mergând mai sus și lăsând pe vame și draci de la vama zgârceniei, am ajuns la vama ce se cheamă a cametei și a vicleșugului. Acolo se cercetează toți cei care își dau argintul său banilor cu camătă, agonisindu-și dobândă necurată, precum și lacomii și cei care țin în casele lor lucruri străine, ca pe ale lor. Acolo întrebătorii vameș m-au cercetat cu deamănuntul de felurite părți ale acestui păcat. În fața acelei înfricoșate priveliști mi-au apărut în minte cuvintele dumnezeieștilor scripturi. De vei împrumuta bani fratelui tău sărac din poporul meu, să nu-l strâmtorezi, nici să iei camătă, să nu dai cu camătă fratelui tău nici argint, nici pâine, nici nimic din câte se obișnuiesc de cămătari a le da cu dobândă. Neavând cu ce să mă învinuiască, mă acuzau de vicleșug, că am amăgit pe cineva și am luat din ale lui. Dar fiindcă n-au putut dovedi acest temeinic, scrâșneau cu dinții lor infernali asupra mea, înfricoșându-mă tare. Însă, noi am plecat de acolo mai sus, mulțumind lui Dumnezeu. Vama a noua. Urcând noi de acolo tot mai sus, am ajuns la vama nedreptăților și a păcatelor strigătoare la cer. Asupra săracilor, văduvilor și orfanilor, oprirea plăților, slugilor și lucrătorilor, defăimarea părinților trupești și duhovnicești. Acolo se cercetează cu deamănuntul toți judecătorii cei nedrepți care fac judecată pe plată, mită și care părtinesc celor vinovați, iar pe cei nevinovați îi osândesc. Acolo se mai cercetează și oprirea de plată a lucrătorilor pământului și cei ce vând cu lipsă și fac cumpene și măsuri nedrepte cu care neguțătoresc, că și orice lucru făcut cu nedreptate se cercetează acolo. Atunci mi-au apărut înaintea ochilor sufletești hotărârile dumnezeieștilor scripturi. Cel ce face nedreptate își urăște sufletul său. Nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Când judecați, să nu căutați în fața oamenilor, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare, să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu este cel ce face dreptate, iar noi, cu darul lui Hristos, am trecut și de această vamă rară primejdie, dând ceva.